Conducerea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră refuză să ofere detalii despre presupusa reglarea de conturi cu focuri de armă dintre contrabandiștii moldoveni și cei ucraineni de la hotarul din nordul țării. Cazul ar fi avut loc în noiembrie și a fost filmat cu sistemul de supraveghere cu termovizor din dotarea Poliției de Frontieră. Nu vă pot spune acum la moment la ce etapă, dar cu certitudine se investigează. Șeful adjunct al Poliției de Frontieră, Valentin Fiodorov, a confirmat doar că imaginile publicate de către fostul șef Moldața, Sorin Stati, sunt veridice și că au fost filmate de către angajații instituției. Potrivit lui, conducerea IGPF a fost informată despre cele întâmplate în nordul țării. Nu este adevărat că n-a fost informată conducerea Poliției de Frontieră. Răspunsul sau comunicatul oficial noi l-am plasat pe site, acolo sunt date toate informațiile care sunt disponibile și publice la momentul actual. Am încercat să aflăm când a avut loc incidentul, cine sunt persoanele implicate și în ce mod au intervenit angajații IGPF, însă șeful adjunct al instituției a refuzat să ne ofere mai multe detalii. Noi am avut și un comunicat plasat pe site-ul oficial Poliției de Frontieră, dar și... A fost și de către șeful inspectoratului informat publicul larg despre acel incident și care sunt rezultatele investigării. Nici în comunicatul de presă emis la 2 zile după publicarea imaginilor, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră nu a oferit prea multe informații. Procurorul pentru comunicarea din cadrul Procuraturii Generale, Mariana Kerpec, ne-a declarat că incidentul a avut loc în 28 noiembrie, iar în acest caz au fost deschise 2 cauze penale, pentru purtarea ilegală a armelor și pentru verificarea polițiștilor de frontieră. Ambele sunt instrumentate de Procuratura Briceni. Imaginile cu o presupusă reglare de conturi dintre contrabandiștii moldoveni și cei ucraineni au fost postate pe Facebook de fostul șef al Moldața, Sorin Stati. În video apar mai multe persoane, iar la un moment dat una trage dintr-o armă, apoi fuge, după care revine și împușcă din nou. În presă au apărut informații că totul s-ar fi întâmplat lângă satul Cotujeni, raionul Briceni. Potrivit lui Sorin Stati, polițiștii de frontieră au fost solicitați la fața locului, însă au primit indicație de la comisarul Direcției Nord, Andrei Teut, să nu se implice și să nu rețină pe nimeni. În postare se mai precizează că incidentul de la frontiera moldo-ucraineană ar fi avut loc între contrabandiștii care au coridor verde, adică pot introduce ilegal în țară diferite produse de larg consum procurate din orașul Cernăuți, Ucraina. Am expediat o solicitare oficială Poliției de Frontieră pentru a ne oferi mai multe detalii despre incidentul respectiv, însă deocamdată nu am primit niciun răspuns.